Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana care te interesează? Și vom avea trei grupuri. Pentru grupul 1 avem tarotul Arcanum. Pentru grupul 2 avem tarotul Spiritual. Pentru grupul 3 avem tarotul Opozițiilor. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă. Cu ajutorul intuiției voastre, găsiți aceste seturi de tarot și oracolele pe care le vom folosi astăzi pe www.taroterapia.ro. Tot acolo găsiți cursurile de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia în limba română sau în limba engleză. Pentru citirea noastră de astăzi, mai adaug că avem o citire fără timp, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj și începem acum cu grupul 1. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul Arcanum și explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Vom folosi de asemenea acest oracol pentru citirea voastră. Și haideți să vedem. Vorbim aici despre ceva ce se intensifică foarte mult și vorbim despre cineva care crește foarte mult în interior, într-o anumită direcție, în legătură cu tine, ascultătorule. Adică, cineva care pleacă de la, poate, un gând, două răzlețe și ajunge să se gândească la tine zi și noapte. Sau, cineva care are o anumită emoție vis-a-vis de tine, ascultătorule, și care începe să simtă acel lucru din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent. Și avem aici o combinație interesantă. Pe de o parte, pare că tu ai avea cam tot ce și-ar dori această persoană. De cealaltă parte, pare că această persoană se teme sau așteaptă undeva după un zid. Un zid pe care l-a construit de unul singur sau de una singură. Cineva care încă se ține cumva ferit sau la distanță. Cineva care nu stă în mijlocul situației. Cineva care așteaptă să înțeleagă, eventual, ce vine de la tine, înainte de a face niște pași suplimentari. Cu acest 7 de săbi, vorbim despre cineva care știe cum să-și urmărească propria agendă. Adică, e ca și cum, persoana asta trebuie să se asigure că nu va pierde ceva făcând un anumit pas. Va trebui să se asigure de asemenea că este pe un teren sigur în care dorințele sale sunt respectate, în care se întâmplă acele lucruri pe care persoana asta le urmărește. Așadar, iată, vorbim despre o atitudine oarecum ambivalentă din partea acestei persoane și asta ar putea de asemenea să indice faptul că această persoană, pe de o parte, ți-ar da de înțeles ce vrea de la tine sau felul în care te vede l-ar face destul de clar, de cealaltă parte, parcă nu-ți spune totul până la capăt. Parcă vrea să își țină niște ași în mânecă.
Parcă nu trebuie să se expună chiar cu totul sau nu trebuie să-ți dea de înțeles din start că tu ai cam tot ce-și dorește el sau ea într-un partener sau într-o parteneră. Haideți să vedem mai departe ce mai apare aici. Niște emoții care se revarsă, ceva care este oferit din partea acestei persoane și în același timp, iată, o anumită temere că s-ar putea ca tu, ascultătorule, să ridici sabia ta și să retezi din aripile acestei persoane, să-i mai tai avântul. Așadar, persoana asta cred că observă că tu ai această capacitate de a discerne foarte bine între ce e bine pentru tine și ce nu îți face bine. Sau poate că această persoană observă că tu începi să dăruiești într-un mod limitat. S-ar putea să observe această persoană o răcire din partea ta sau s-ar putea să observe că ceea ce înainte ofereai necondiționat, acum se leagă totuși, iată, de anumite aspecte. Adică e ca și cum tu, ascultătorule, începi să îți impui punctul de vedere în raport cu această persoană și începi să afirmi din ce în ce mai clar care sunt nevoile tale, care sunt dorințele tale, da? Ce cauți din această interacțiune. E un soi de mesaj din partea ta, nu mă poți trata oricum, nu mă poți trata doar cum vrei tu, nu poți să vii în această conexiune doar când vrei tu sau să impui doar condițiile tale, pentru că eu, iată, am și eu ceva de spus. Așadar, această persoană observă că tu, ascultătorule, iei atitudine în legătură cu ceva. Iar asta ar putea să explice ceea ce vedeam la început, că pe de o parte tu ai sau chiar ești ceea ce își dorește această persoană, dar de cealaltă parte, persoana asta stă și cântărește sau se pune la adăpost, se ferește, da? Nu se expune cu totul, nu se lansează cu totul. Asta pentru că, iată, întâlnindu-te cu această nouă atitudine, lucrurile nu mai sunt la fel de satisfăcătoare pentru această persoană. Persoana asta nu mai obține gratificare imediată din partea ta, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare. Iată, povești de dragoste cu o atracție reciprocă foarte, foarte puternică, cu lupte în relație, da? Fiecare dintre voi care a ținut cumva de partea sa și, iată, a ținut cu putere, și această arcană 15 care vorbește despre ceva ce trebuie observat. E un soi de avertisment în această conexiune că ceva nu poate să continue în același fel pentru că te poate răni, ascultătorule, sau poate răni această persoană sau poate submina întreaga relație. Așadar, vi se spune, atenție la conflicte, atenție la aceste lupte de putere, atenție la lucrurile care sunt prea aprinse. Și iată, pornind de la felul în care această persoană te vede acum, avem aici un indiciu. Persoana asta simte că nu se poate dezlipi de tine, ascultătorule.
Și pentru că nu se poate dezlipi de tine, se întreabă cum ar trebui să se comporte în raport cu tine, astfel încât să nu se simtă preluat cu totul sau înghițit cu totul, înghițit sau înghițită, da? Persoana asta se întreabă cum să își conserve energia, cum să se păstreze întreg în prezența ta sau întreagă, da? Având în vedere că atracția este extraordinar de puternică și având în vedere că totuși există aceste neînțelegeri pe care nu știe cum să le rezolve. Și un alt indiciu care apare aici ar fi că această persoană probabil îți va cere o cale de mijloc. Probabil că va încerca o mediere. Sau probabil, pentru cei dintre voi care în momentul ăsta nu vorbesc cu această persoană, va încerca să reintre în contact cu tine și să îți propună ceva. Haideți să vedem mai departe. Haideți să vedem acum din acest oracol. Power animals, animale de putere. Cum te vede acum această persoană? Iată. Foarte interesant că persoana asta observă o anumită schimbare a pielii în cazul tău. Această schimbare a pielii poate să indice o schimbare de comportament, dar poate să indice de asemenea faptul că această persoană observă o schimbare în fizicul tău. Poate că ai mai slăbit, poate că te îmbraci diferit, poate că te-ai tuns, ți-ai schimbat coafiura, poate că ai alte culori pe care le preferi în perioada asta. Poate că postura corpului tău este altfel. Așadar, această persoană observă că tu, ascultătorule, ai renunțat la o anumită piele veche și că devii din ce în ce mai important sau importantă și că, iată, îți poți întinde aripile foarte larg și că poți să ajungi până departe. Mai observă această persoană că îi apar tot mai frecvent în vis. Și mai observă această persoană că tu începi să-ți protejezi valorile, principiile, dacă ții la teritoriul tău, ceea ce văzuse mai devreme în această arcană a reginei de săbi. Adică pe aici nu se trece și nu mă poți trata oricum. Mă poți trata așa cum îmi cade și mie bine în situația asta și mai observă că ai o anumită putere mentală. Adică asta înseamnă că fie gândești diferit, fie exprimi lucrurile mult mai clar, ajung la această persoană altfel. Și ceea ce rămâne este acea propunere, iată, la care pare că această persoană lucrează, o propunere despre care vei afla în următoarele săptămâni. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul spiritual. Cum te vede acum persoana care te interesează?
Persoana asta observă ceva ce ție îți provoacă suferință. Persoana asta mai observă că tu te-ai îndepărtat, că trăiești cumva pe cont propriu sau că nu mai ții cont de ceea ce vine de la el sau de la ea. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici pe cineva care preferă să stea singur decât într-o companie rea, iar acest lucru se referă la tine, ascultătorule. E ca și cum tu poți alege orice altă cale decât acea cale împreună cu această persoană. Probabil că această citire se referă la cei dintre voi care s-au separat de această persoană sau poate că v-ați despărțit sau poate că în momentul ăsta nu comunicați. Poate că există acolo niște neînțelegeri și niște răni care încă sunt deschise. E ca și cum în momentul ăsta această persoană observă mai degrabă spatele tău. Observă mai degrabă că, iată, nu te mai deschizi cu totul. Acest personaj are jumătate din față acoperită. Ceva te face să nu mai acorzi aceeași încredere acestei persoane. Ceva te doare, ascultătorule, care are legătură cu această persoană, comportamentul acestei persoane. Poate că această persoană a făcut ceva ce tu încă nu poți ierta. Poate că ați avut o discuție aprinsă. Poate că sunt niște lucruri nu clarificate încă. Poate că aveți încă multe, multe aspecte pe care nu le-ați rezolvat. Așadar, această persoană știe că ceva te supără în momentul ăsta, știe că ceva te deranjează, știe că ceva te doare și se întreabă încotro vei merge, având în vedere ceea ce s-a întâmplat. Haideți să vedem în continuare. Iată ce interesant. Cineva care culege niște fructe și le analizează atent. Fructele astea au apărut cumva după o perioadă de chin. De ca și cum, conexiunea asta a voastră a fost foarte, foarte încercată. Probabil că vorbim despre o conexiune dificilă. Probabil că vorbim despre lipsa comunicării, însă această lipsa comunicării vine din obiective diferite. Probabil că în relația asta fiecare dintre voi a dorit altceva. Probabil că din relația asta n-ați putut să scoateți mare lucru. Și din nou avem un indiciu despre o conexiune care poate să fie în pauză sau o conexiune în care nu se întâmplă mare lucru în momentul ăsta. Iar persoana asta cântărește foarte atent lucrurile. La fel de bine cum tu, ascultătorule, probabil că ești într-un moment de evaluare. Și haideți să vedem mai departe. Probabil că această persoană, la rândul său, simte că lucrurile sunt date peste cap. Probabil că această persoană, la rândul său, se simte
Rănită. Rănită pentru că a auzit de la tine niște lucruri spuse direct, niște lucruri pentru care încă nu era pregătit sau pregătită. Probabil că tu, ascultătorule, ai rostit ceva ce te deranja foarte mult și această persoană a perceput acea discuție ca pe un atac personal. Pare că v-ați spus unul celuilalt niște lucruri care încă dor. Probabil că lucrurile dintre voi doi în momentul ăsta sunt efectiv suspendate. Situația asta este pe loc, e ca și cum e închisă undeva într-o cutie și deocamdată e foarte dureros să vă uitați către acea cutie. Este foarte dureros să recunoașteți prezența acelei cutii și e și mai dureros să încercați să deschideți acea cutie. Așadar, un soi de moment dificil prin care treceți fiecare dintre voi doi și multă, multă tăcere. Un soi de tăcere asurzitoare. Probabil că fiecare dintre voi doi comunică în gând cu cealaltă persoană. Sunt niște dialoguri neterminate. Poate că tu, ascultătorule, îți închipui ce ai putea să-i spui acestei persoane când vă veți întâlni. Probabil că această persoană încă se ceartă cu tine în mintea sa. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să explorăm în continuare. Iată, un soi de echilibru care nu a fost încă găsit. Cineva s-a comportat de ca și cum trebuia să fie mereu șeful din această relație. Cineva a avut impresia că le știe pe toate și că tot ceea ce decide trebuie aplicat imediat. Probabil că vorbim despre o conexiune în care fiecare dintre voi trebuia să demonstreze ceva celuilalt. Este acel gen de conexiune în care, deși aparent, fiecare dintre voi doi rămâne neclintit pe poziția sa, totuși, în interior, lucrurile devin din ce în ce mai fragile. Și lipsește acel echilibru natural în această relație. Lipsește de asemenea un acord. Sau poate că vă lipsește o persoană care să poată vedea această situație din mai multe unghiuri și care poate să vină cu un punct de vedere obiectiv. Persoana asta observă că tu, ascultătorule, mergi înainte, urmându-ți planurile tale, așa cum spuneam la început, fără să te mai dezvălui, fără să mai lași prea mult la suprafață, și se întreabă dacă va mai exista loc pentru el sau pentru ea în viața ta. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Avem aici pe cineva din Vărsător, Taur, Pești, Berbec, Balanță, Capricorn sau pe cineva din Leu. Avem interacțiuni dintre un semn de aer și un semn de pământ, interacțiuni dintre două semne de aer sau interacțiuni dintre un semn de foc și un semn de apă. Haideți să vedem mai departe. Folosim acest oracol. Cum te vede acum această persoană?
Această persoană se întreabă dacă vei reveni la sentimente mai bune față de el sau față de ea. Se întreabă când îți va trece supărarea. Se întreabă de asemenea dacă vei face un salt neașteptat către el sau către ea la un moment dat. Persoana asta parcă și-ar dori să revină la o situație din trecut cu tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care au ales tarotul opozițiilor și vom folosi de asemenea acest oracol, Power Animals, pentru citirea voastră. Cum te vede acum această persoană? Începem cu acest oracol. Foarte interesant că această persoană percepe că tu, ascultătorule, poți să îi ghicești fiecare mișcare. E ca și cum soarta acestei persoane depinde de tine, pentru că tu vezi foarte, foarte bine ce se întâmplă cu el sau cu ea și nu numai că vezi ce se întâmplă în prezent, dar poți anticipa ce va veni către el sau către ea. Ce mai observă această persoană este că te implici în ceva, te interesează ceva foarte mult în perioada asta, te-ai apucat de ceva anume, că ai început în anumite cazuri un job nou, în alte cazuri ai schimbat domeniul sau ai început să ai tot felul de hobby-uri noi la care această persoană nu s-a gândit sau pur și simplu lucrurile sunt diferite în felul în care tu te exprimi. Pare că această persoană observă reputația ta, recunoașterea ta de către cei din jur. De ca și cum această persoană observă că tu începi să contezi din ce în ce mai mult la locul tău de muncă, în grupul tău de prieteni, prin cercurile prin care te învârți. E ca și cum persoana asta observă admirația celor din jur și se întreabă pe ce poziție ar fi el sau ea în raport cu tine. Această persoană se mai întreabă de asemenea dacă nu cumva pregătești ceva absolut neașteptat. Dacă nu cumva vei schimba întreaga situație făcând ceva ce nu mărturisești încă. Se întreabă ce fel de secrete ai, ce pânze mai țeși. Cum rezonează oare cu voi? Haideți să vedem mai departe cum te vede acum această persoană. Te vede ca pe un mentor, ca pe un învățător și te vede cu dorința de a o lua de la capăt. E o energie nouă care intrigă foarte mult această persoană. Și parcă spionează, parcă își bagă năsucul și vrea să afle tot mai mult și își pune tot felul de întrebări. Persoana asta e foarte, foarte curioasă în legătură cu tine, cu viața ta în momentul ăsta. Haideți să vedem mai departe. Haideți să trecem la tarot. Ce a sărit aici? Bun! Cineva care este în competiție cu tine, ascultătorule, în competiție directă cu tine. Cineva care trebuie să-ți arate în permanență că poate. Și cineva care se teme foarte mult de abandon. De asemenea, o persoană care își amintește ceva ce s-a întâmplat într-o vară între voi doi sau ceva ce s-a întâmplat undeva la mare sau a visat
ceva, sunt niște amintiri care rulează prin mintea acestei persoane în legătură cu tine. Haideți să vedem mai departe. Persoana asta se gândește că dacă ar încerca ceva diferit în momentul ăsta, ar fi foarte riscant. Adică e ca și cum persoana asta stă pe muchie de cuțit și nu știe cum să te abordeze. Pentru că avem arcana 15, putem vorbi aici despre o persoană cu care tu, ascultătorule, ești în conflict. Sau putem vorbi despre o persoană care ți-a greșit cu ceva. Sau vorbim despre o persoană de care ai încercat să te îndepărtezi, probabil fără prea mult succes. Însă, în mintea acestei persoane, rulează tot felul de scenarii despre ce ar putea să pățească el sau ea dacă se apropie de tine și dacă trece la acțiune. Oare ce vine din partea ta? Oare te vei lupta? Oare îi vei închide ușa în nas? Oare îi vei spune niște cuvinte dure? Oare nici nu vei spune nimic și în același timp o să înțeleagă din tăcerea aia de gheață că s-a terminat totul? Așadar, este o persoană care în momentul ăsta vrea să știe neapărat cum se poziționează în raport cu tine, ascultătorule. Pe unde este? Este încă pe acolo prin perimetrul vieții tale, este la periferie, e în afara gardului, pe un teren inamic, nu știe unde se află, nu știe ce crezi tu despre el sau despre ea și vrea să afle, vrea să afle cu orice preț ce este în mintea ta, ce intenții ai tu în legătură cu el sau cu ea și de asemenea, iată, regret, cinciul de cupe, da? Cineva care este inundat de părere de rău. Cineva care nu mai primește așa acea hrană dulce de la tine, ascultătorule. Așadar, e ca un soi de hrană otrăvită pe care o are acum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu nu-i mai arăți iubire așa cum o făceai odată. Înseamnă că tu nu-i mai găsești scuze acestei persoane așa cum reușeai odată. Înseamnă că tu nu mai ești la fel de empatic sau de empatică cu această persoană. Și această persoană resimte toată această atmosferă care este tensionată, care este ostilă și se teme ca nu cumva până și aceste ostilități să se termine și să nu mai rămână nimic. De ca și cum tu ai puterea să razi absolut tot, să pui totul la pământ, să nu-ți mai pese de absolut nimic și să termini cu totul această poveste. Și mă întreb dacă este parte din intențiile tale și chiar te rog să-mi spui mai jos în comentarii. Avem aici pe cineva din Fecioară, Taur sau Capricorn. Avem o interacțiune dintre două semne de pământ sau o interacțiune dintre două semne de foc. Avem de asemenea aici pe cineva din Scorpion sau din Rac. Mai văd de asemenea pe cineva din Gemeni sau Berbec sau Săgetător. Haideți să vedem mai departe. Mai apar aici niște indicii. Persoane care sunt născute sâmbătă sau marți sau joi. Haideți să vedem mai departe cum te vede acum această persoană. Iată, de ca și cum tu ai aruncat jucăriile, de ca și cum soarele tău nu mai încălzește sau nu mai luminează la fel, de ca și cum nu te mai bucură aceleași lucruri, ascultătorule, din partea acestei persoane. De ca și cum persoana asta nu mai știe ce are de făcut ca să îți intre în grații. Și atunci are de învățat, da? Trebuie să ia manualul și să studieze și să înțeleagă de acolo cum să te abordeze, cum să se comporte, ce să-ți spună, ce să-ți aducă. Persoana asta e cumva din nou la școală încercând
să afle ce este cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe. Sau cineva care studiază psihologie ca să înțeleagă atitudinea ta și ca să prevadă cum vei acționa tu. Pentru că spuneam la început, iată, cu acest păianjen, că persoana asta se gândește ce pui tu la cale. Se întreabă foarte mult ce pui la cale. Ce secrete ții acolo în pânza ta și dacă există ceva periculos pentru el sau pentru ea din ceea ce urmează să se întâmple. Bun, aici avem pe cineva care nu mai poate să își folosească mintea foarte bine, cineva care nu mai poate gândi cu claritate, cineva care simte multă confuzie în momentul ăsta, lumina eremitului este stinsă, da? Adică nu ajunge la răspunsurile alea pe care le caută. Nu ajunge acolo în profunzimea lucrurilor. Se întreabă această persoană care este cu adevărat cauza situației voastre. Ce a determinat această schimbare a ta? De asemenea, această persoană se gândește că tu nu-i mai observi calitățile, că nu mai dai doi bani pe ceea ce are el sau ea. Și sunt curioasă în continuare cum rezonează, tot apar detalii. Iată aici pe cineva din Gemeni sau Fecioară, dacă nu le-am zis deja, cineva din Leu sau cineva de două ori, de trei ori a apărut Fecioara. Haideți să vedem în continuare. De asemenea, cineva dintr-un semn de aer care interacționează cu cineva dintr-un semn de pământ sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer. Ar vrea să-ți dăruiască ceva, ar vrea să te impresioneze cu ceva, ar vrea să vină rapid către tine. Probabil că îți va povesti ceva despre mașina sa sau despre o deplasare sau îți va propune să plecați undeva. Această persoană care, iată, se simte dată afară, lăsată pe lângă, în frig, cineva care tremură de frig sau de frică, cineva care de asemenea conștientizează niște greșeli, da? Parcă este și teamă de fapt să se uite către propriile greșeli. Le conștientizează, dar parcă n-ar vrea să le vadă așa cu totul. Parcă este teamă să recunoască întregul tablou. Probabil că persoana asta știe că a făcut niște pași care pe tine te-au supărat mult, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare din acest oracol. Mai obținem câteva detalii. Cum te vede acum această persoană? Te vede muncind, ocupându-te cu diverse lucruri, alergând dintr-o parte în alta, încercând să rezolvi tot felul de lucruri. Și ce caută foarte mult în momentul ăsta la tine această persoană, ascultătorule, este acea iubire plină, îngăduitoare, hrănitoare. Caută o iubire ca iubirea unei mame. Adică își închipuie această persoană că îi vei putea acorda încă o șansă și că vei putea ierta, așa cum o mamă ar ierta și ar face orice pentru puiul ei. Ce caută foarte mult la tine această persoană, ascultătorule, este prezența ta afectivă în viața ei sau în viața lui. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe.
Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.